cântat și a cântat pe această scenă, chiar dacă participă la multe spectacole, precum și colegii săi, să știți că tot acasă este mai frumos atunci când îi ai pe cei dragi alături și când aplauzele de la tine de acasă ajung în sufletul artiștilor noștri micuți, dar în devenire, poate artiști mari, mulți dintre ei, poate vor rămâne pe scene mari ale țării noastre. Ariana Marin va veni în prima parte a spectacolului nostru cu cântece de muzică dance, modernă, că asta este, așa sunt tinerii. Merg la club, merg la discoteci și sunt în pas cu moda. Însă mai târziu ne mai pregătește ea o surpriză, pentru că oricât am fi noi de modern, parcă dacă nu cântăm un cântec tradițional de-al nostru, nu suntem români. Ariana Marin, în aplauzele dumneavoastră, mulțumim, draga mea, și știu că emoțiile sunt doar cele care trebuie, cât să transmiți din suflet pentru suflet. This damage and the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. Girl, you make it hard for me. 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 Girl, you make. Don't let me down, down, down.
Lume, draga mea, tu poleac, tu băut, gură, lume, lume,
și tu și eu, când o fi să fie rău. Înseamnă dorul de casă cel mai bine, ca mulți dintre dumneavoastră de altfel, ca mulți dintre noi, care avem măcar pe cineva din familie plecat departe. 10 ani a stat departe, pe meleaguri, nu chiar foarte departe de România în Italia, dar dorul de casă a făcut-o să simtă kilometri mult mai mult decât sunt în realitate. Cântecul a fost cel care a reușit să o facă să treacă peste dor, peste dragostea de părinți, de oamenii dragi și de locurile natale. Este din Focșani și se mândrește că este o vrânceancă cu zâmbetul pe buze, iar atunci când apare, prin cântecul său, prin prezența sa, reușește să aducă căldură în sufletele noastre. Ionica Stan! Ai bine aici? Bună ziua! Doamnelor și domnilor, bună ziua și Hristos s-a înălțat! Am zis, am găsit un primar și un vice și felicitări, felicitări! Vă mulțumesc frumos, haideți domnul, felicitări și domnilor consilieri, pentru că și dumnealor, că și fără dumnealor nu ați fi fost prezenți aici. Dar ce să mai, domnul primar, ce le spuneți dumneavoastră? Vă place așa de ochii verzi? Sunt rușinos. Sunteți timid. Da, sunteți timid. De felul meu sunt foarte timid. No, eu am curajul pentru că soțul meu are mustață și când mă uit așa la dumneavoastră, parcă-l văd pe dânsul. Aoleu, da. Să nu faceți vreo greșeală. Ei, parcă greșelile se iartă, domnul primar. Da, așa este. Domnul vice, și eu vă pup și vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim și vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți și vă doresc o distracție plăcută și tot ce vă doriți. Facem acum o deschidere, da? Da? Ia să vedem, cum fac? Să rămâi, le mulțumesc frumos, îmi cer scuze că vă răpesc două minute. Răpiți-mă! Probabil. Da. Dragi consăteni, dragi prieteni, dragi părinți, dragi copii, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru la 6-a ediție. Multe înainte! Multe, sărbările, mulțumesc! O sărbătoare care cu toți o sărbătorim, o sărbătoare care este cea mai veche sărbătoare în religie, să spunem. Sărbătoarea trandafirului, să știți că chiar m-am bucurat! Noi avem rusalile, cea mai frumoasă. Așa. Bun. Ce vreau să vă spun? Vreau să mulțumesc domnului profesor Auraș pentru că prima inițiativă a fost a copiilor. Vreau să felicit toți copiii. Vreau să le mulțumesc din suflet acestor copii minunați că se chinuie pentru noi, să învețe, se străduiesc, să ne facă pe noi să ne simțim bine. Totodată mulțumesc și domnișoarei Mihaela, care am avut un sprijin foarte mare. Mi-a fost alături de la început până și în momentul de față. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru buna plăcere care ați avut-o să fiți alături de noi. O zi minunată, sper să fie frumoasă până la capăt, dar dacă ne udă un pic, ar trebui să rezistăm totuși că trece și să o luăm de la capăt. Și vreau și la 10 de noaptea să fim împreună cu toți aici, chiar mai mult s-ar putea să fim. S-ar putea să mă întorc și eu la 10 noaptea, domnul primar, înapoi la dumneavoastră. Da, eu vă mulțumesc din suflet, distracție plăcută și sănătate, fericire și bucurii vă doresc la toată lumea. Vă aplaudăm, tuturor. Vă aplaudăm. La maxim! Hai, hai,
Cu cap și cu bucurie, uite, eu vă cânt la
și spui vorbe bune, ca mult mai iubești. Și-mi șoptești la ureche că sufără pereche și că fără mine nu poți să trăiești. Când vine seara și sunt doar cu tine și spui vorbe bune, că mult mai iubești. Și șoptești la ureche că sunt fără pereche și că fără mine nu poți să trăiești. Și când trăim să ne iubim, o viață întreagă noi, fericit să fim. Și când trăim să ne iubim, până la moarte să nu ne despărțim. Și când trăim să ne iubim, o viață întreagă noi, fericit să fim. Și când trăim să ne iubim, până la moarte să nu ne despărțim. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor!